FCSB învinge pe Clinceni cu 3-2 după o meci, iar revin, peste așteptări, în sensul că după începutul puternic al FCSB-ului și desprinderea la 2-0, Clinceni a încercat să revină și să joace fotbal și a reușit să pună niște probleme. Bun, putem să constatăm că iarăși există o anumită lipsă de concentrare în ceea ce privește FCSB. Dacă nu o constatăm noi, sigur o constată Edi Iordănescu. Da, vedem câteva imagini cu Constantin Budescu la ieșirea de pe teren. Discută puțin cu câțiva suporteri de acolo. În fine, nu-mi dau seama cam care ar fi nemulțumirea. Da, pare că am supărat Budescu. Da, nu. Și mie mi se pare așa o stare ușoară de adversitate, dar cred că nu e. Cred că am interpretat greșit. Și poate că îl mai așteaptă niște copilași pe acolo cu cererile de tricou. No, gest frumos să rămâi după joc să dai autografe. Da, e cineva acolo și cu mesaj, dar cred că rămâne fără tricou, cel puțin deocamdată. Mai era, era un mesaj pentru cheșerul. Da, erau două, la un moment dat scrise la fel, deci e clar că erau din aceeași familie. Da. Unul pentru cheșerul, unul pentru Constantin Budescu. Da, că tot suntem între Budescu și cheșerul. Budescu tocmai a ieșit de pe teren, s-a dus spre vestiar. Între timp, Claudiu Cheșeru a ajuns la zona de flash interview, a înscris din nou și, mă rog, asta e doar începutul, probabil pe parcurs ne vom da seama cât de important este transferul lui pentru FCSB. Îl ascultăm acum. Bună seara, Claudiu, felicitări, ești omul meciului. Cum a fost acest joc? Un sentiment contradictoriu. Au fost perioade de joc foarte, foarte bune. Și aici mă refer la primele 20-25 de minute în care am controlat total jocul. După aceea au urmat niște minute în care, nu știu, parcă am cedat deliberat terenul, ne-am relaxat, n-am mai reușit să avem aceeași mobilitate și automat, să zic, logic, a venit și pedeapsa. Au înscris în minutul 44 cât să ne agite puțin la pauză, dar din nou am reușit să înscriem și din nou ne-am agitat. Deci sunt, pe ansamblu, un sentiment destul de ciudat. Au fost lucruri foarte bune și în același timp o relaxare nejustificată. Dar e material pe ce se poate construi și cred că există foarte mult potențial. Dar din nou e nevoie de timp. Sunteți îngrijorați pentru că al doilea meci consecutiv permiteți adversarului să revină în joc, să se apropie de voi? După cum te-ai exprimat, aș zice că e o chestie pozitivă, îi permitem noi. Deci înseamnă că dacă nu mai permitem, nu mai revine în joc. Voi. Nu, e bine, de asta zic. Înseamnă că noi totuși reușim să controlăm momentele și să conștientizăm momentele în care luăm puțin piciorul de pe accelerație și permitem adversarului să vină peste noi, ceea ce e un lucru bun. Încercăm să controlăm cât mai multe momente ale jocului. Din păcate l-am controlat și am încasat un gol. Când îl vom controla, ne vom retrage și nu vom încasa gol, va fi perfect. Capitan al FCSB-ului atârnă greu banderola pe mână? E o onoare. E o onoare, m-am simțit deosebit și mă bucur că la primul meci în care am fost capitan al echipei am reușit victoria și să nu uităm, am ajuns la 3-a victorie consecutivă în campionat. A fost decizia antrenorului sau decizia vestiarului ca tu să porți banderola? Cred că decizia antrenorului. El mi-a comunicat. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc. Claudiu Cheșeru are impact de la venirea la FCSB fără să aibă nevoie de prea multă acomodare. Până la urmă a mai fost pe aici. A fost și destul de... N-a fost plecat cine știe unde, a fost destul de aproape. Hai să-l ascultăm și pe Rică Neaga, prezent la meci. Echipa FCSB-ului a început să joace de câteva meciuri. Nu face mai bine. Da, trebuie să mai așteptăm câteva meciuri să vedem evoluția lor în continuare. Sunt o echipă cu jucători foarte buni, cu jucători care pot face diferența, jucători tineri care pot crește în timp. Dar parcă primesc cam ușor gol, 5 goluri cu Hunedoara acum. Se întâmplă. Ți-am zis, sunt copii care pot crește într-un mediu foarte bun în care se antrenează acum și
într-un mediu care este la Steaua, eu zic că pot crește, sunt jucători valoroși. Da. Se găsește antrenorul care să-l cumințească între ghilimele pe domnul Becali și să ia singur deciziile. Să sperăm că Edi va face treabă bună la Steaua. Ce se pare că a schimbat lucrurile Edi de când a venit? Da, e normal că le-a schimbat. Să vedem jocul echipei că le-a schimbat. Să sperăm să rămână, să rămână ca el să decidă în continuare totul la Steaua. Cordea, un debut bun la FCSB, o convocare la națională, cât de sus poate să ajungă? Da, mă bucur pentru el și cred că este jucătorul care în ultimul timp a crescut foarte mult, mai ales cu transferul de la Clinceni la Steaua. Și cred că este jucătorul care poate juca în viitor în orice campionat bun din Europa. Unde îl vezi? În Franța, în Italia. Seară frumoasă! Mulțumim, numai bine! Și spectator, dar și impresar Rică Neaga. Hai să-l ascultăm și pe fundașul stânga al Academicii Clinceni, fost jucător la FCSB, Paul Pârvulescu. Paul, dacă ar fi să extrageți ceva pozitiv, ce este bun după acest joc la Clinceni? Da, bună seara în primul rând. Cred că am făcut un joc destul de bun, adică am avut momente destul de bune cu posesie, am și reușit să marcăm două goluri în poarta Stelei, ceea ce nu e puțin. Și cred că astea ar fi lucrurile pozitive în această seară. Foarte multe momente de fotbal de calitate pe care l-ați arătat. De ce nu reușiți să țineți ritmul ala lung și doar parțial momente? Da, astăzi am jucat și împotriva unui adversar foarte bun. Era clar că nu putem să dominăm jocul cap-coadă. Însă, așa cum v-am zis, pe alocuri am făcut-o și cred că am făcut o partidă bună și de aici trebuie să plecăm mai departe. Spunea domnul Chirilă că a găsit o echipă căzută din punct de vedere fizic. Simți acest lucru? Dacă aș spune lucrul acesta, ar însemna că... Adică aș da în fostul staff și nu-mi doresc acest lucru. Chiar din contră, cu această ocazie vreau să le mulțumesc pentru că am petrecut 3 ani alături de ei minunat și să le doresc multă baftă în noua lor aventură. Nu știu, e de datoria dânsului să comenteze, să spună, sau a preparatorului fizic în ce fel ne-a găsit. Nu vreau să intru în niciun fel de polemică de genul acesta. Tu. Mă simt bine. Simți că ai momente în care nu mai... Bine, acesta a fost al 3-lea meci în 6 zile. E normal să se acumuleze o oarecare oboseală, dar eu sunt bine din punct de vedere fizic. Care este principalul punct la care a lucrat domnul Chirilă? Ce simți că a reușit să aducă în plus în cele 72 de ore cât a stat împreună înainte de meci? Da, noi care am jucat, adică echipa care a intrat astăzi din primul minut, am jucat și la Buzău și cu FC Argeș. Am reușit decât să facem două antrenamente împreună cu o zi înaintea meciurilor și vă dați seama că au fost antrenamente legere de combinații, de trasee de joc, deci foarte multe n-am avut timp să lucrăm. O să avem timp pe săptămâna viitoare și după aceea se întrerupe și avem timp suficient să lucrăm. Mulțumesc! Plăcere, seară bună! Paul Pârvulescu, până la urmă Clinceni e în acest moment într-o situație foarte dificilă, dar am văzut și pe el optimist că e timp și că se va lucra și lucrurile se vor întoarce și în favoarea celor de la Clinceni. Da, revedem acea primă intervenție foarte bună a portarului de la Clinceni, dar anihilată de lobul lui Claudiu Cheșeru. 3 goluri în 3 meciuri Claudiu Cheșeru, dar să nu uităm, 5 goluri în 8 meciuri și nu întregi pentru Iani Stoica, revelația, aș zice, acestui început de campionat. Îl ascultăm pe Patriche. Zic eu că am făcut un meci destul de bun. Să dai 2 goluri în deplasare cu o echipă FCSB foarte bună, cu jucători foarte talentați și foarte buni. Păcat de golurile care le-am luat din anumite greșeli, păcat, ca de obicei, luăm goluri din nimic. Am încercat să recuperăm golurile primite și zic eu că am făcut un joc bun, am pasat, am ținut de minge față de alte meciuri și un joc destul de bun. Da? Unde simți tu că suferiști cel mai tare? Suferim cel mai tare că luăm gol meci de meci. Anul trecut eram o echipă care primea foarte greu gol. Acum, meci de meci, primim gol. Este greu. Că
care este principalul mesaj pe care vi l-a transmis domnul Chirilă de când a venit? Să jucăm fotbal, să jucăm cu plăcere, să pasăm și să avem curaj mereu. V-a spus că sunteți AC Milan. AC Milan, deocamdată suntem clinceni, încercăm să ieșim de acolo, în zona roșie și... Mulțumesc! Mulțumesc și seara! Da, l-am ascultat pe Patriche, l-am văzut și la golul 3 dat de FCSB, supărat pe intervenția portarului, dar acolo putea interveni și el, după ce coechipierul său a reușit să blocheze inițial faza. Patrick putea interveni ca Iani Stoica să nu înscrie golul de 3-1. Și portarul se comportă ciudat acolo, ca și cum n-ar avea voie să iasă din careu. N-are voie cu mâna, putea să iasă, să lovească cu piciorul. Hai să mai vedem o dată golul 3 al FCSB, că tot vorbim despre el. Îi se blochează când vede linia careului. Pleacă foarte bine. Nu, dar cred că se aștepta să vină Patrick. Da, se și invită. Adică el a respins-o, a căzut și s-o fi gândit, mă, până mă ridic eu, e Patrick acolo. Patrick s-a așteptat că iese portarul și o ia în mână și a ieșit ce a ieșit. Cumva Gheorghe l-a și lovit acolo, dar pentru că se ridică portarul, anulează ideea de fault. Da, mie nu mi se pare. Nu cred că de-aia nu prinde mingea. Da. Foarte bine ce mingea în profunzime aici avea Gheorghe. Și aici urmărește... Dobre așteaptă să intervină Patrick, Patrick așteaptă să intervină Dobre. Da. Hai să-l ascultăm și pe Ionuț Chirila, antrenorul Academicii Clinceni. Bună seara! Arată tabela și realitatea din teren la cum s-a jucat? Dumneavoastră, ce părere aveți? Nu. De ce? Pentru că echipa a arătat foarte multe momente cu fotbal de calitate, după părerea mea. După 5 antrenamente împreună, am murit frumos azi. Cu puțină șansă și dacă în primele 15 minute nu începeam jocul destul de timid, astăzi probabil nu pierdeam. Important este că această echipă se construiește frumos, că a făcut o propagandă bună fotbalului, a încercat să joace, a creat superioritate numerică, a dominat de multe ori în câmp un adversar care vrea titlul în România, cu niște jucători de o calitate incontestabilă. Am avut un William D'Amorim într-un picior, am jucat cu un vârf improvizat cu Omoc, pentru că Velios este indisponibil. Practic n-am avut vârf, dar cum am jucat, am încercat să echilibrăm partida și de multe ori am avut personalitate și am condus jocul în multe momente. La ce ați simțit că aveți cel mai mult de lucru la această echipă? Fizic, tehnic, tactic, tot. Dacă noi creștem la joc, uitați-vă și dumneavoastră, nu trebuie să spun eu, uitați-vă la ultimele partide de campionat și modul cum a jucat această echipă azi. Am fost inteligenți, n-am aruncat mingi în tribună, am făcut circulație, am făcut posesie, am creat superioritate numerică cu niște jucători cărora le-am spus, cu inteligență putem să câștigăm jocul de astăzi. Nu l-am câștigat, dar pentru mine e important jocul. Steaua FCSB are niște jucători de clasă pentru fotbalul românesc și au câștigat din momente de joc, nu din faptul că ne-au fost superiori ca și joc colectiv. Astăzi, Clinceniu a demonstrat că începe un nou drum și se construiește frumos. Situația e destul de complicată la echipă, puține puncte în clasament, i-ați găsit cum i-ați găsit. De ce ați ales să vă înhămați la acest drum? Că e foarte complicat. Pentru că îmi plac lucrurile cu grad înalt de dificultate și să-mi asum responsabilități. Cine lua o echipă ca mine cu 2 puncte în etapa nouă? Nimeni. Numai eu care sunt un nebun cu jucătorii tineri, să-i fac să joace, cum i-am făcut și pe cei de la Chiajna, și să facem o mare echipă în viitor. Cum vedeți soarta acestei echipe în viitor? Și să reechilibrăm clubul din punct de vedere financiar. Managementul tehnic are strânsă legătură cu managementul financiar. Este... trebuie să produci în fotbal, nu numai să bagi bani într-un sac fără fund. Și atunci
construind și transformând jucătorii din perspectivă în certitudini, poți face chestia asta. Rolul meu este aici, ca pe jucătorul de 18 ani cu $1,000 salariu pe lună, să-l aduc la complexitatea tehnico-tactică, fizică și mentală a celui pe care FCSB, CFR sau Rotaru la Craiova îl plătesc cu 25.000 de euro pe lună la 26 de ani. De fapt, de aici se fac banii. Iar eu trebuie să-mi asum riscul profesiei ca să construiesc, să dau drumul acestei echipe. Cu orice risc. Chiar dacă risc eu. Deci, titlul de astăzi este următorul. Clinceanu a murit frumos. Scăpați de FCSB, etapa viitoare dați peste Botoșani. Deci, da. Cum nu se poate mai greu, ați început. Da. Trebuie să, pentru că ei n-au făcut puncte cu echipele așa zis mai accesibile, cu echipe din zona din zona de mai de jos, nu vreau să jignesc pe nimeni. Trebuia să facă puncte cu Argeș, cu Mioveni, cu Târgoviște, cu multe echipe, cu Dinamo, care e într-o situație deplorabilă. Atunci trebuiau să nu se pierdă punctele alea. Acum vine artileria grea, nu a fost FCSB astăzi, vine Botoșan, după părerea mea, Botoșanul este cea mai puternică echipă din campionat în momentul ăsta, ca și organizarea jocului, ca forță colectivă, nu ca valori individuale. E clar că CFR Craiova și FCSB sunt superioare, dar ca joc, Botoșanul este dovadă ca și bătut CFR-ul, nu? Mulțumesc! Și eu! E clar că e foarte mulțumit, bine, în afară de rezultat, dar e mulțumit Ionuț Chirila. Avem nevoie și de câteva momente de publicitate. Clinceniul a murit frumos, nu? Asta era titlul. Mister, cum a fost și partea a doua? Da, în minutul 60 mută foarte bine și vrea să aducă un echilibru totuși între atac și apărare. Edi Iordănescu, pentru că 4-4-2 a fost super ofensiv, au fost momente foarte bune de joc, dar în același timp s-au pierdut în anumite momente mijlocul terenului, pentru că e foarte greu când joci cu doi atacanți, unde cei de la Clinceni aveau tot timpul 3 contra 2 în anumite zone ale terenului. Intră foarte bine și Oaide și Ovidiu Popescu. Apropo, trece într-un 4-3-3 din 4-4-2 cu Stoica în dreapta, ce înseamnă să ai jucător polivalent. Apropo de ce spuneam de Ianis Stoica, poate să joace foarte bine și mijlocaș de bandă și în spatele atacantului. Intră foarte bine în dreapta, trece în 4-3-3 cu Gheorghe Cheșeru, Stoica în dreapta, Oaide, Olaru, și se echilibrează și chiar controlează jocul FCSB-ul, marchează golul pe o plecare foarte bună în profunzimea lui Vechi Gheorghe acolo. Ianis Stoica urmărește, marchează. Meciul părea să fie super controlat. O fază fixă, lipsă de marcaj, sau duelul ăla unde sare foarte bine Gavra acolo pe scurt în 6 metri. Probabil că nu era pereche de marcaj la Gavra. Sare foarte bine pe la bara a doua. Urmărește Cassini și marchează. Dar așa în 4-3-3 echipa, din punct de vedere, cum să spun eu, ca organizare și ca exprimare, a fost ok. Deci s-a alternat 4-4-2 cu 4-3-3. Mi-a plăcut foarte mult începutul de joc în 4-4-2, dar e greu să ții ritmul ăsta, pentru că în multe momente se apărau doar cu doi, cu Olaru, poate și Olaru era mai avansat, doar cu șut și cu cei patru de pe linia de fund, pentru că indiferent și Gheorghe și Cordea sunt jucători care intră foarte mult în interior, care participă efectiv pe faza ofensivă, dar când se pierde mingea, e foarte greu să acoperi rapid, să te repliezi, să acoperi zonele. Și așa, în multe momente, Clinceniu a arătat bine, după câteva zile de antrenament. A avut și momente bune de joc, este greu, nu va fi simplu pentru Chiril, are nevoie de ceva timp. Un singur amendament, să nu vorbească de antrenorul din trecut, că Poenar a făcut lucruri foarte bune acolo. A promovat echipa, a menținut-o în primul an în sezonul în Liga 1, urmă a ajuns în play-off, adică a fost un proiect frumos. Că așa e normal să nu vorbim despre ce a fost înainte și să se concentreze pe ce are de făcut. Arta bine, felicitări pentru... Ia, probabil vrea să potențeze puțin situația dramatică a clubului din momentul ăsta și atunci... Da, nu e simplu să o iei cu două puncte, dar dacă avea vreo 10 sau 12 puncte, nu mai era posibilitatea ca normal, să preechipa, rămânea Poenaru. Da? Alții antrenori mai evită să facă astfel de comentarii și... Da, este extraordinar că... Asta vreau să evidențiez faptul că e o echipă într-o situație delicată, îți asumi,
faci un joc foarte bun. Că adică să, totuși au fost momente bune de joc. Da. La o săptămână, două, nu știu câte antrenamente are la echipă. Probabil că, nu știu, el spunea de 5 antrenamente. Cam asta. Dar e nevoie de timp să-și pună amprenta în jocul echipei. Așa, cu două săptămâni, trei. Și, apropo, și la Laurențiu Reghencaf, care a preluat echipa din mers, și la Edi Ordănescu a avut nevoie de ceva timp, și Petrescu are nevoie de ceva timp. Deci este clar că are nevoie și Chirilă de ceva timp de... Edi Ordănescu, l-ascultăm acum. 3-4. Din păcate, e o victorie de care nu putem să ne bucurăm așa cum ar fi trebuit. Și pe mine mă supără că arătăm multă lipsă de maturitate și de inteligență specifică fotbalistică. În sensul în care am avut 25 de minute cu turație foarte bună, am marcat două goluri, am fost intens și agresiv, am presat, am contrapresat când am pierdut mingea. Am avut o circulație bună, mingea alternanță și trebuia să gestionăm cu totul altfel ce a urmat. E foarte rău când ai 2-0 și lași controlul jocului și ți-l împarți, după care intri cu 2-1 la pauză. E deja altă presiune și jocul ia altă direcție. Culminând cu faptul că echipa a intrat bine, repriza a doua, am marcat, am mai avut ocazie, am avut bară, am avut situații din care puteam să mai creăm ocazii importante și trăim din nou periculos cu un gol primit pe final. Una peste alta, trebuie să înțelegem că fotbalul, jocul de fotbal este construit din momente și atâta timp cât nu învățăm să gestionăm aceste momente cum trebuie și arătăm atâta fragilitate mentală, este foarte greu ca să nu te expui și noi ne-am expus astăzi. V-am văzut extrem de nervos la finalul jocului. Ce v-a supărat atât de tare? Lipsa de maturitate, lipsa de șmecherie fotbalistică, așa, în termeni mai populari. Nu ai voie. Ai un joc care, normal, dacă îl gestionezi bine, poți să marchezi 3-4 goluri, să trăiești relaxat, intri foarte bine în joc, faci 2-0, după care gestionăm prost. Ultimul minut, două minute, când mai sunt și intri la pauză cu 2-0, nu mai ridici nimic. Mici mingea, faci progrese, o muți în jumătatea adversarului și departe. Am gestionat prost finalul de primă repriză, după care am gestionat prost finalul de repriză a doua. Vorbeați mai devreme de inteligența fotbalistică. Cum puteți dumneavoastră lucra la capitolul inteligență fotbalistică cu jucătorii dumneavoastră în acest moment? Analitic. Analizăm, ne uităm la imagini, încercăm să corectăm, încercăm să ieșim pe teren să punctăm anumite lucruri și încet, încet, sper că grupul va înțelege, pentru că se repetă niște lucruri. Încă Aragandi, gestionat foarte prost, pierdut o calificare pe final. După golul 2 de la CFR, la fel. Colaps mental. Ați văzut jocul de cupă. Am revenit, am tranșat calificarea, dar din nou gestiona prost. Și acum lucrurile astea se repetă. Trebuie mai multă comunicare în teren, trebuie mai multă responsabilitate, trebuie să ne ajutăm mai mult, trebuie să fim mai inteligenți și, cum am spus, chiar mai șmecheri. Sunt momente când marchezi, totuși să marchezi 3 goluri acasă și să trăiești periculos și inexplicabil. Marchezi, după care trebuie să știi să gestionezi. Să ai mingea, să o miști mult, când o pierzi, să ai reacția care trebuie, să nu te mai expui, să-ți păstrezi agresivitatea, ceea ce noi am pierdut pe finalul primei reprize. Și chiar dacă, hai să fim sinceri, Clinceniu din două ocazii ne-a marcat două goluri. Este realitatea. Multă neșansă la primul gol deviată, mingea se duce în poartă și acum la fel. Deci a fost și multă neșansă, de acord cu treaba asta, însă hai să faci 4-1, ai să faci 3-0 în prima repriză, ai să te desprinzi și atunci nu mai ai presiune. Tragem linie, analizăm și încercăm de la meci la meci să căpătăm și maturitatea asta care ne lipsește. Din punct de vedere fizic, cum simțiți echipa și cum e la cabinetul medical? Din punct de vedere fizic, nu a fost ușor. Și lumea trebuie să știe asta, pentru că am avut o deplasare foarte lungă la Craiova, am întors dimineața, am ajuns înapoi, am avut drum după aceea la Hunedoara. E adevărat că acolo am zburat până la Sibiu, după care am luat mașina, dar la fel am ajuns la 4 dimineața acasă, acum 3 zile. Chiar dacă am lăsat 2 jucători acasă, pe Viniciu și pe Cheșeru, restul au făcut deplasarea, a fost greu. Și acum al treilea joc într-o săptămână, nu este ușor. Mai avem un joc cu Chindia, e foarte important să-l câștigăm și dacă îl câștigăm și tragem linie, ar fi 5 victorii în 5 meciuri, ceea ce nu e rău deloc. Dar aș câștiga din nou timpul necesar la întreruperea campionatului ca să corectăm lucruri și să recuperăm jucătorii, fiindcă am pierdut jucători cu cifre. Tănase, Tavi Popescu, Florinel Coman sunt jucători cu cifre și deja cu altă maturitate. În mod special
Florinel și cu Tase, care sunt cu ștate vechi aici. Vor reveni? Pare că puneți foarte mare accent pe acea oprire a campionatului pentru național. Da, Tase și cu Tavi Popescu sunt șanse mari ca să-i avem după întrerupere. La Florinel e o perioadă mai lungă și cred că abia după pregătirea de iarnă să-l avem din nou, dar eu le simt lipsa și îi doresc înapoi cât mai repede. Mulțumesc! Să rămân! Așa cum era de așteptat, Edi Iordănescu a insistat și el pe acele momente în care echipa nu știe să gestioneze anumite situații, când este în avantaj, culmea, că de multe ori atunci când nu ești în avantaj ai probleme mai mari, dar FCSB și-a dat exemple și dinaintea mandatului său când s-a întâmplat la fel. Aș reveni puțin la discursul lui Ionuț Chirilă Remus, fără menajamente față de fostul antrenor. Bun, pe de altă parte, probabil că suntem și sătui de șablonul, nu vreau să vorbesc despre ce a fost sau ceva de genul ăsta, dar parcă e puțin nedrept. E corect totdeauna să-ți asumi situația, pentru că un club apelează la un antrenor nou când situația e proastă. Rar se întâmplă ca o echipă câștigătoare să schimbe. De exemplu, Real Madrid cu Iup Hainkes. Câștigase Champions League, da. Dar titlul nu în Spania. Parcă nu. Și cu Del Bosque. Da, și cu Del Bosque. Și mai cu interimar, Del Bosque a luat, mi se pare, că și a Champions League. Interimar, da. Și mi s-a părut încântat, exagerat Chirilă totuși. A fost o înfrângere. El vorbea ca după o mare victorie, după un mare succes, programul, cum a și spus, rămâne unul foarte greu. Botoșan, Craiova, UTA, îi va fi greu până prin noiembrie să facă vreun punct. Și atunci... Cine știe, poate că așa cum am zis eu, că jocul a fost peste așteptări, poate a fost și peste așteptările lui, că... I-a ieșit mai mult decât s-a așteptat. A fost momente bune de joc. Poate a fost și frică, s-a gândit să nu piardă rău, neputând să controleze situația. La 2-0 cred că puteai să te gândești la asta. Da, puteai, da. A început ezitant. Da, într-o degringoladă în apărare. Oricum, Stoica e fantastic, mi se pare, grozav. La vârsta lui, atât de puternic, agresiv, bătăios, speculant. E incredibil. Un simț dezvoltat să apară la finalizare, cu personalitate în joc. Polivalent, adică poate să joace. Mie mi-a plăcut foarte mult Cheșeru, dar într-adevăr omul seriei, chiar dacă n-a fost jucătorul meciului, mi s-a părut Stoica. Dar Cheșeru a adus un plus vizibil în jocul FCSB-ului. Și e șocant că Stoica n-a jucat. A fost împrumutat de FCSB la Petrolul, Metaloglobus, Călăraș, n-a fost titulat de bază nicăieri. Nu înțeleg cum să nu-l folosești în Liga a doua. Eu mă întrebam, nu mai știu că exact când, la începutul sezonului, ce mai face Iani Stoica. Da. La un moment dat o mare promisiune, intrase în cupă, dăduse gol la 16 ani, ceva de genul ăsta. Cu Sănătatea Cluj, parcă. Da, nu mai țin minte exact. Și, și mi se pare că și Pacionel dăduse. Și Pacionel jucase, da. Debutase care, și Pacionel. Care vrea să scrie o carte despre debutul lui și golul lui, ceva de genul ăsta. A fost o seară memorabilă atunci. Și mă gândeam unde poate să dispară, nu ca, făcea parte, mai era în fotbal, dar dispăruse așa de pe radarul fotbalului care contează. Dacă... Și uite cum se întoarce acum și e revelația sezonului. Zice că după ce a impresionat Cordea la început, acum e Iani Stoica, care e cea mai mare ascensiune. Da, e momentul lui. Ideea este că, știi cum e, contează foarte mult cum te pregătești, pentru că pentru un antrenor contează foarte mult antrenamentul, la ce nivel te ridici în antrenament, îți dai seama că imediat îți dai seama de calitățile și de valoarea unui jucător în anumite momente ale antrenamentului. Când este criză de timp și spațiu, cum gestionezi momentele alea, cum ieși, el are calitatea asta, are o tehnică superioară. Pe urmă, în momentul când i-ai dat șansa, el s-a ridicat la un nivel foarte bun. Adică el, un copil, a adus plus un joc și a marcat gol și a făcut diferența. Deci a făcut diferența copilul ăsta, care eu n-am urmărit, că n-am urmărit dacă a jucat sau nu a jucat, parcursul lui, dar aici, de câte ori a intrat copilul ăsta și a pus amprenta în jocul echipei, ceea ce contează foarte mult pentru un tânăr. Și atunci, uite că a ajuns după meciul ăsta din cupă, de asta spuneam eu, că sunt momente când jucătorii care nu joacă, jucătorii care nu au minute și au prilejul să joace în cupă și îți dă minute antrenor, să profiți, să demonstrezi. Asta s-a întâmplat cu Stoica. Și bineînțeles că asta... El a profitat și în campionat, nu numai cu... Și acum intră titular și joacă 90 de minute. Și mă bucur că l-a ținut 90 de minute pe copilul ăsta. Colegii mei au încercat să stea de vorbă cu Pompiliu Stoica.
tatălui Iani Stoica și n-a vrut să intre în emisiune. Eu l-am adus aici, de acum îl las pe el să vorbească spre Popiliu Stoica. Foarte frumos. Doamne ajută să continue tot așa. Da, ce frumos. Frumos, da. Că nu ia din merite da. Și din... Da, nu știu dacă îi lua, dacă vorbea puțin despre el. Nu, dar am mai văzut părinți din sport care vorbesc, noi jucăm, noi suntem aici, noi facem, ne calificăm, câștigăm, da. Ca și cum ar participa împreună. Nu, nu, foarte frumos. Meritul e comun, nu? Că pe, până la urmă, educația profesională a contat foarte mult educația. Bun, de acasă. E meritul în primul rând al copilului, da. Tu, ca părinte, te-ai ocupat și vorba lui, l-am adus până aici, ok. Hai să atunci să-l ascultăm, nu? Pe Iani Stoica. Stoica, da. Tău se trece pe lista golgheterilor acestei echipe. Cum te simți? Mă simt foarte bine. Mă bucur că am reușit să luăm cele 3 puncte. A fost un meci foarte greu. O echipă care, prin ce în care s-a schimbat și a fost un meci foarte greu și până la urmă suntem bucuroși de cele 3 puncte. Cum simți jocul echipei în momentul acesta? Jucăm foarte bine. De când a venit mister, cred că avem altă față, avem altă atitudine și sperăm să o ținem tot așa, să luăm cele 3 puncte. Nu contează, în unele jocuri mai trebuie să suferim, dar la urmă importante sunt cele 3 puncte. Cum te simți pe teren? Ai momente în care ai emoții, ești timorat sau ești liber? Nu am nicio emoție. Înainte de meci dorm foarte liniștit. Până la urmă joc fotbal de plăcere, nu îmi taie cineva capul sau... Sunt joc de plăcere, sunt bucuros când joc fotbal. Nu te temi, nu știu, că poate ai avea o evoluție mai puțin bună și ai fi criticat presiunea de la FCSB despre care se tot vorbește? Nu, n-am nicio treabă. Îmi place să joc cu presiune. Dacă n-ar fi presiune, nu aș putea să mă motivez. Cum te-ai descrie ca jucător? Marcator. Bun, să revenim un pic la joc. Vă îngrijorează un pic momentele alea de cădere în care adversarul își face jocul? Normal că mai... Sunt momente când joacă și adversarul. Important este să învățăm din ele și să reușim să le corectăm la antrenamente, pentru că nu ne permitem pași greșiți. Da, e bine să joci fotbal de plăcere, nu există acea presiune, dar unii, și e un privilegiat din perspectiva asta, pentru că unii mai joacă și de nevoie. Bun, de plăcerea de a juca fotbal, dar și pentru a ieși dintr-o... situație financiară și presiunea aia e foarte mare, că părinții sau așa insistă pe instruirea sau pe cariera unui copil care să scoată dintr-o situație financiară proastă toată familia, dacă se poate. Și am avut o execuție, mai marcase un gol, a fost la poziția de afară din joc a lui Vinicius când... Da. Și am mai avut o lovitură de cap acolo și, din da, 4-5 metri. Da, chișerul foarte bine din axul central, într-o zonă pe colțul de 16, centrează și el cu lovitura cu capul. Nu, și centrarea pentru... Asta tot el a dat-o, centrarea pentru Budescu? Și Budescu, da, centrarea pentru Budescu. Foarte bun, da. Și surprinzătoare execuția, că nu te aștepți de la Budescu la așa ceva, te aștepți la minuni tehnice, dar e puțin să conteze și pentru el, că n-a mai jucat de multă vreme. Încet și intră Budescu și intră și el în ring. Sigur, foarte mult, sigur. Că momentele astea, uite că ai jucători care fac diferența, apropo de copilul ăsta. În Cordea și Veghiorghe a făcut, au fost momente când a jucat foarte bine și în seara asta. Dar Cheșeru, pentru mine, a adus un plus extraordinar echipei. Număr 9, joacă foarte bine cu spate la poartă. Mă uitam, el e, la un moment dat el cobora mai mult decât Pompiliu Stoica să facă conexiunea între... o să-i zic Stoica, gata. Da, o să-i spun Stoica. Deci ieșea Cheșeru ca jucător care să facă conexiunea între compartimente, punct de sprijin, iar copilul ăsta, Stoica, rămânea în față. Au colaborat foarte bine. Cei ce o să zici de vreo 5 ori numai Stoica, o să te duci la Tudorel. Da, nu, dar vorbim. Sunt jucători tineri care multă vreme n-au avut un antrenor bun, acum au, și s-ar putea să crească mai ușor, să progreseze mulți. Poate și Coman să-și revină, care a avut o perioadă foarte grea, când vorbeam mai devreme, cu accidentări, cu criză, cu secetă de goluri. Și Coman, e posibil să ajungă într-o formă mai bună. Uite, vezi că ajungem și la vorba lui Ionuț Chirilă. Un antrenor, asta e treaba lui, pe lângă să pregătească un meci și să-l câștige, să ia jucătorul ăla și să-l transforme, să-l ajute să crească. Corect. Da. Apropo și de ce se întâmplă acum cu Stoica la cu Iani Stoica la FCSB. Vali Gheorghe, hai să-l ascultăm și pe el la Flash Interview. Care sunt
concluziile după acest joc? Da, bună seara! Da, ne bucurăm foarte mult că am câștigat. Acesta era obiectivul, să luăm cele 3 puncte. Ne bucurăm foarte mult că am legat 3 victorii la rând. Suntem puțin supărați că am primit gol, dar sunt sigur că vom îmbunătăți meciul următoare. Asta vreau să te întreb, aveți și motive de îngrijorare după acest joc? Nu știu dacă avem motive. Au fost goluri pe care le-am luat, au fost pe concentrare, o fază fixă, dar se întâmplă la fotbal, se întâmplă și lucruri de genul ăsta. Poate și acele momente în care ați lăsat adversarul să-și facă jocul? Nu știu dacă am lăsat adversarul să-și facă jocul. A fost o fază fixă și aia a fost. Simțiți că jucați exact ce vă cere antrenorul? Da, da, chiar da. Primele 25 de minute spun că au fost foarte, foarte bune. Am marcat 2 goluri. Din păcate ne-am relaxat, să spun așa, puțin pe sfârșit de repriză, dar este important că am câștigat. Putem spune că FCSB este o echipă puternică în momentul acesta? Da, eu consider că da. Consider că de când a venit Mister se vede o schimbare, se vede o îmbunătățire, se vede un joc de echipă, se vede alt spirit. Consider că da. Din ce vine această schimbare și acest... Tot vorbiți de spiritul echipei. Unde fusese spiritul până în momentul ăla? Nu știu că nu am fost aici până... Da, Mister lucrează foarte mult la acest spirit, să spun așa. Nu avem deloc timp mort la antrenament, tot timpul lucrăm sub presiune și se vede și în jocul nostru. Suntem o echipă agresivă, încercăm să recuperăm cât mai repede mingea și azi ne-a ieșit. Am văzut că ai plecat cu gheață la gleznă. Cum ești cu glezna? Da, mi-a venit gleznă într-o parte, dar nu este nimic grav. Sunt bine, mulțumesc.